V-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. În timp ce Donald Trump promite că va uni America declarând sunt aici numai prin grația lui Dumnezeu atotputernic, trei lideri religioși proeminenți speră că tentativa de asasinat va fi punctul de cotitură în călătoria de credință a lui Trump. Rămâneți cu noi, începem! Trei lideri religioși proeminenți își exprimă speranța că tentativa de asasinat a fostului președinte Donald Trump va marca un punct de cotitură în călătoria sa de credință, deoarece fostul președinte însuși și-a atribuit supraviețuirea intervenției divine. Ne conectăm în Spania cu Cristian Dobra. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Așadar, cum să interpretăm, să spunem, acest mesaj al celor trei lideri care își exprimă speranța că tentativa aceasta de asasinat să fie chiar un punct de cotitură în călătoria credinței lui Trump? Da, vorbim de trei personalități din lumea religioasă americană care și-au exprimat această idee, cum ar fi Greg Laurie, Al Mohler sau Tony Perkins, și care au comentat că acest eveniment din viața lui Trump ar putea să-l influențeze pentru a-și modera discursul. Trump a primit mai multe sugestii și cereri din partea aliaților săi la a-și modera discursul. Spun persoanele citate înainte că se roagă pentru ca el să folosească această ocazie pentru a fi mai moderat și pentru a-i uni pe oameni. Spune unul dintre ei, dacă Dumnezeu i-a ferit capul de glonț și a lăsat să îi atingă doar urechea, poate că este un semn că urechea lui a fost sfințită de Dumnezeu pentru ca să asculte mai bine ceea ce trebuie să audă. Trump însuși, la discursul său de la Convenția Partidului Republican, a dat dovadă de mult mai multă moderație. A vorbit încet, pauzat, a povestit multe din viața lui, i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru că numai el l-a salvat de acel glonte. S-a uitat în spatele lui, pe un ecran se afișau statisticile despre care el vorbea și a vrut să întoarcă capul ca să le vadă mai bine, exact în momentul în care glonțul a trecut pe lângă cap. Așa că, spune el, a fost doar o minune din partea lui Dumnezeu și chiar el însuși a promis în discursul său la această convenție că va încerca să folosească un limbaj mai moderat, să nu-și mai iasă din fire și să-i unească pe toți americanii. Parte importantă a discursului său a fost chiar această chemare la uniune. Da. Da. Trump, de altfel, și promite că va uni America și ia ca și garant pentru cuvintele sale faptul că, spune el, sunt aici numai prin grația lui Dumnezeu atot puternic. O posibilă victorie a lui Trump este de asemenea privită ca un risc pentru unitatea Europei. Oficialii și diplomații sunt de părere că soarta Europei în timpul unei a doua președinții Trump va depinde în mare măsură de capacitatea acesteia a Europei de a rămâne unită. Și când vorbesc despre Europa unită și vorbim despre puterea Americii,
Sigur, mulți se gândesc, mai ales în zona religioasă, că s-ar putea declanșa împlinirea unor profeții. Este ceva de discutat în zona aceasta? Da, preocupările în zona politică cu privire la președinția lui Trump țin de primului mandat în care, așa cum știm, sloganul lui a fost America First, întâi America. De la retragerea de la diferite convenții internaționale, europene, cu privire la climă, cu privire la diferite drepturi, amenințările lui că va impune taxe tuturor produselor importate din Europa, face ca mulți lideri politici europeni să se teamă de această al doilea mandat, pentru că, spun ei, dacă am supraviețuit primului mandat, e posibil ca în al doilea mandat el să-și cimenteze politicile și să le aducă la îndeplinire. O altă îngrijorare importantă este politica lui Trump cu privire la NATO. El a amenințat de mai multe ori că își va retrage sprijinul față de NATO dacă Europa nu pune mai mulți bani, pentru că, spune el, de ce să fim noi armata lumii și să nu colaborăm cu toții în NATO. Asta a dus la creșterea cheltuielilor pentru apărare la toate țările din Comunitatea Europeană care s-au străduit să îi facă pe plac. E posibil ca toate acestea să ducă la dezbinarea Europei, pentru că chiar și așa, sub umbrela Americii, Europa nu este unită. Sunt țări care sprijină cheltuiala mai mare în armament, altele care sunt împotrivă. Sunt țări care sprijină apărarea Ucrainei și altele care sunt împotrivă, mai mult sau mai puțin pe față. Dezbinarea Europei, e adevărat, este o imagine apocaliptică din profeția biblică și este posibil să fie accelerată cu această stare de lucruri dacă țările europene nu sunt în stare să găsească un țel comun, să găsească un scop pentru care să lupte cu toții împreună, indiferent de ceea ce ne separă, de ceea ce ne deosebește. Dar vedem că este foarte greu de realizat. În zilele noastre, confruntarea politică și divizarea este mult mai acerbă decât am fost noi obișnuiți. De obicei, nici nu știe cine a câștigat alegerile europene, pentru că oricine ar fi fost, era cam aceeași politică. În zilele noastre, toată lumea se teme să nu câștige cât are partid, să nu câștige cât are tendință, pentru că se alege praful de Europa. Așa că rămâne de văzut care este viitorul Europei, în special dacă Trump va câștiga al doilea mandat. Cristian Dobra, mulțumim pentru intervenția de astăzi. Astăzi aici comentează pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie, licențiat în drept. Bine ați revenit! Bun găsit! O America puternică, unită, mai puternică decât este și o Europa dezbinată pentru lumea religioasă, cel puțin pentru o parte a lumii religioase, care privește către zona profetică, sună cu semnale de alarmă. Ne putem gândi la așa ceva? Și de unde vine această... Profeția biblică vorbește despre așa ceva. Realitatea istorică contemporană din America arată o America mai divizată ca oricând. Încercarea de unire despre care vorbește Trump e normală să apară în discursuri, pentru că dacă vrei să câștigi, trebuie să aduni cât mai mulți aderenți. Însă și alegerea vicepreședintelui, care e catolic, pe lângă sprijinul puternic protestant și neoprotestant pe care îl are Trump, este o mișcare în direcția aceasta. Dar, pe de altă parte, democrații au și ei aderenții lor și e departe de a fi America Unită. Deși lucrurile, atunci când planurile lui Dumnezeu se apropie de împlinire, lucrurile se mișcă foarte repede și de multe ori pe neașteptate. Așa cum a fost și zilele astea cu ce s-a întâmplat în America. E doar un exemplu
spectaculos, dar minor, despre cât de repede se pot schimba lucrurile. Dacă vorbește de a uni America, ea practic garant pe Dumnezeu, zice, sunt aici numai prin grația lui Dumnezeu atotputernic, ceea ce induce desigur în mintea celor care îl susțin în zona creștină că va milita în zona aceea. Revenind cumva la zona profetică, la Europa dezbinată, dacă puteți să spuneți de unde vine din istoria biblică și din Biblie această idee și am putea să ne gândim că odată ce Uniunea Europeană, care dă semne de dezbinare pe aici, pe acolo, ar putea să atingă profeția biblică? Europa este la fel de unită cum era unit lutul și fierul din celebra viziune din Daniel, statuia aici, aceea, da, care avea tălpile picioarelor, așa. Uniunea Europeană tot luptă să realizeze unitate, ceea ce este extrem de dificil. E și un rău fundamental care a fost pus de la început, când s-a eliminat din Constituția Europeană, mă rog, așa numită Constituția Uniunii Europene, ideea de moștenire iudeo-creștină, religia a fost scoasă în afara discuției. Ori fără Dumnezeu, oricât ar crede oamenii că reușesc să facă ceva, este imposibil. Iar unitate într-o așa diversitate, ca să fiu blând, cum este în Europa, este extrem de greu de realizat. Dacă America, care e mult mai unitară și ca tradiție și ca populație, nu reușește, Europa, unde sunt polițe de plătit de sute de ani, e foarte greu să realizeze așa ceva. Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe. Actuala președintă a Consiliului Bisericii Evanghelice din Germania, episcopul Christian Fers, este de părere că Germania și Europa vor putea trăi în siguranță și pace pe termen lung doar dacă oamenii din întreaga lume nu sunt amenințați de foamete și sărăcie extremă. A urmărit acest subiect și vine cu detalii pastorul Benone Lupu din Italia. Bine ați revenit! Vă salut din nou cu toată dragostea! Așadar, iată, actuala președintă a Consiliului Bisericii Evanghelice din Germania este de părere că angajamentul Germaniei de a lupta împotriva foametei și a sărăciei extreme este din ce în ce mai pus sub semnul întrebării. Ce o determină să facă aceste afirmații? După cum este știut, Germania de mulți ani, de aproape 50 de ani, este implicată în proiecte umanitare de-a lungul și latul lumii, în Africa până în Asia, și iată că în ultimul timp se pare că situația se schimbă. Germania este o susținătoare clasică a Open Doors, a proiectelor umanitare în Namibia, unde de fapt a fost prezentă pentru mulți ani ca să sfruteze teritoriul de acolo, și de asemenea alte organizații, statul, de exemplu, îmi vine acum în minte organizația Pâinea pentru Lumea Întreagă sau Diaconia în situație de catastrofă, iată, sunt organizații care sunt susținute cu fonduri de la stat. Tot acolo avem și ADRA Germania, ADRA Europa, ADRA Italia. În Germania nu este susținută cu fonduri de la guvern, în schimb în Italia, ADRA Italia, care este organizația Bisericii Adventiste, primește așa numitele 5 per mile, deci fonduri care vin din partea guvernului. Deci ajutorul dat de guvern în ultimii ani, în ultimul timp, începe să scadă și iată de aceea doamna Christina Fars își exprimă preocuparea, spunând că situația la nivel mondial se înrăutățește din ce în ce mai mult și iată că nu mai sunt resurse pentru intervenire în situații de criză. Așadar, președinta Consiliului Bisericii Evanghelice din Germania face unele afirmații pe care aș vrea să le comentăm. De exemplu, spune: Germania și Europa vor putea trăi în siguranță și pace pe termen lung doar dacă oamenii din întreaga lume nu sunt amenințați de foamete și sărăcie extremă. De ce ar lega securitatea de solidaritate și cooperare pentru dezvoltare și ajutor umanitar? Da, este o afirmație care merită analizată. Două cuvinte vreau să spun înainte de a rămâne la afirmația doamnei Cristin. Este faptul că
Din 1970, Germania punea deoparte 0,7 de sursa de venit pentru proiectele umanitare în lumea a treia. Și nu numai acolo, în alte țări era nevoie, nu? În Est Europa la data aceea. Dar apoi, în anii următori, în anii 90, în anii 2000, au avut loc întâlniri internaționale. În 2015, un acord internațional de proporție în care lumea se angaja, delegații se angajau să reducă foamea la nivel mondial, să refacă dezechilibrele sociale, să intervină în situații de criză și așa mai departe. Chiar că aveau deja un plan 2030 ca foamea să fie rezolvată la nivel planetar și iată că, din păcate, la ora actuală, nu doar că nu s-a rezolvat, dar se pare că criza este din ce în ce mai mare. Avem la ora actuală 10% din populația lumii, 785 de milioane de oameni care suferă de foame. Dânsa spune, și iată, mă întorc la afirmația pe care tu ai făcut-o, că doar rezolvarea foamei va aduce siguranță în Germania, spune dânsa, și în Europa. Din păcate, cred că afirmația dânsă este fixată mai degrabă pe siguranța din Germania decât pe foamea din Africa. Probabil că ar fi fost mai normal să se intervine doar pentru rezolvarea foamei, a sărăciei, nu pentru rezolvarea siguranței. Deci rezolvăm acolo ca să ne fie nouă bine. Mai bine rezolvăm acolo pentru că oamenii aceia au nevoie și atât. Mulțumim mult pentru intervenția de astăzi. Comentăm cu pastorul Valeriu Petrescu, iată acest lider religios face niște afirmații care merită comentate. Germania și Europa vor putea trăi în siguranță și pace pe termen lung doar dacă oamenii din întreaga lume nu sunt amenințați de foamete și sărăcie extremă. Da, e o afirmație care vine din realitatea imediată, că dacă oamenii au ce mânca, îi poți ține sub control. Dacă le lipsește și acest minim al existenței care este hrana, atunci mulțimi ne sunt de nestăpânit. Și cum ei trăiesc sub spectru groazei de imigrația și de valurile migratoare care vin din diverse cauze, spun măcar asta să o putem stopa. Și adică oamenii să aibă ce mânca. Și dacă au ce mânca, nu o să mai gândească să vină peste noi și să ne afecteze siguranța și confortul nostru. E o gândire pragmatică. Din nefericire, nici măcar la nivelul ăsta pragmatic nu se face prea mult, pentru că să ai 10% din populația lumii, și asta înseamnă 780 de milioane de oameni care sunt sub pragul de subzistență, care suferă de foame, este o situație explozivă, lăsând deoparte aspectul uman, că în timp ce noi aruncăm mâncare cu tonele și facem mofturi la tot felul de lucruri, unii n-au nici măcar o bucată de pâine sau un bol de orez sau o bucată de mămăligă, ceva elementar. Iar faptul că un episcop vorbește despre asta e numai normal, nu? Biserica trebuie să aibă și această grijă a semenilor. Grijă, dar de data aceasta, iată, biserica critică prin această voce reducerile de buget ale guvernului pentru combaterea sărăciei la nivel global. Da, pentru că totul este țesut în politică. Biserica protestantă în Germania are și nu prea are influență, dat fiind faptul că numărul membrilor scade în mod flagrant, o mulțime de biserici se închid și așa mai departe. Și atunci biserica însă se vede neputincioasă să satisfacă cât de cât nevoia asta și cine ar putea o face decât statul. De aici și criticile la adresa guvernelor care, având alte priorități, nu se gândește la aspectul ăsta. Și zice ea: noi, ca oameni ai bisericii, privim lucrurile dintr-un unghi de unde voi nu vă uitați. Aveți grijă că în politica voastră, dacă neglijați aspectul ăsta de bază, o să ajungeți la situații de nesuportat. Da, e interesant, pentru că despre combaterea sărăciei vorbesc politicienii, iată acum vorbesc și liderii religioși, și totuși sărăcia există și pare să nu se diminueze. Păi, a zis-o și Mântuitorul, pe sărăcie veți avea întotdeauna în mijlocul vostru. Nu că e bine așa, dar asta este o realitate.
Și mergem mai departe la cel de-al treilea subiect al emisiunii, publicația britanică Sifted, site specializat în startup-uri deținut de Financial Times, a făcut o listă a startup-urilor românești de urmărit. La fel ca în cea mai mare parte a Europei, dezvoltarea ecosistemului românesc al startup-urilor a fost încetinită de recesiunea economică. În 2023, startup-urile din țara au strâns 107 milioane de dolari, după un record în 2022, când au strâns 263 de milioane de dolari. Cu toate acestea, companiile de vârf încă atrag atenția investitorilor de top. În această listă se află și o aplicație bazată pe inteligența artificială care oferă spiritualitate ghidată și asistată biblică prin chat și jocuri. Utilizatorii pot, de exemplu, să pună întrebări legate de religie, să primească rugăciuni personalizate și să joace jocuri tematice, precum și să se implice în comunitate. Comentăm cu pastorul Valeriu Petrescu. Este vorba despre o companie din Galați, nu dăm nume că nu avem voie să folosim nume, dar este o companie românească. Iată, ea atrage atenția Financial Times și ei spun că ar trebui să fim cu ochii pe astfel de companii. O aplicație românească ce creează, iată, rugăciuni personalizate. Da, e vorba de business. E business. Da, orice startup este un business la început de drum care are potențial și se investește în startup-uri în speranța unor câștiguri imediate și foarte, foarte consistente. De aceea sunt urmărite startup-urile și, mă rog, sunt pe diverse categorii, cele care trec de o anumită cifră de afaceri, intră în altă categorie și așa mai departe. În contextul ăsta al afacerilor, religiozitatea e o afacere. Așa că... Tare nu sună bine, dar... Păi nu sună bine, dar asta e realitatea. Asta e realitatea. Inițiatorii... M-am uitat pe site-ul lor, nu spun prea mult despre ei. Inițiatorii fac un business. Vreți să vă rugați? Poftim! Vă dăm posibilitate, inteligența artificială vă confecționează imediat predici personalizate. Că nu vreți voi de alea tradiționale, uite că vă dăm de astea personalizate. Vreți să studiați Biblia? Uite aici un ghid. Vreți să jucați jocuri biblice? Uite, haideți aici. Și așa mai departe. Adică e cerere și ofertă pe o piață în care spiritualitatea este tratată ca o marfă. Dincolo de aspectul ăsta, că oamenii vor să facă o afacere, este și un câștig dincolo de bani. Adică oameni sinceri, căutând undeva ceva care să le satisfacă nevoile sufletești, poate n-au timp și nici informații și nici curaj să ducă într-o biserică sau în alta sau să vorbească cu cineva, uite că butonează și găsesc pe internet. E un început de drum și foarte bine. Cu condiția ca cei care chiar îl caută pe Dumnezeu să nu se oprească la pasul ăsta, ci să meargă mai departe. Deseori bisericile se plâng de lipsa de fonduri și nu vorbesc de o anumită biserică. Bisericile în general, la nivel mondial, sunt unele care se închid tocmai din rațiuni financiare. Aproape că ține să te întreb de ce o biserică nu poate să organizeze o astfel de aplicație. Pentru că aplicația asta este neconfesională, este generalistă, este spirituală și spiritualistă. Ori o biserică are datoria față de ea însăși să-și păstreze dogma, învățătura, specificul. Și n-ar avea succes la public. Și mă tem că în cazul... Nu credeți că bisericile nu fac eforturi să fie prezente în lumea virtuală. Se fac eforturi, există 1001 de site-uri, de jocuri și așa mai departe. Dar cu cât specificizezi oferta, adică spui asta și asta și nu altceva, cu atât afluența celor care intră e mai mică. Haideți să ne uităm un pic pe subiectele pe care le-am comentat astăzi. Cum se vede lumea religioasă și cum ne poziționăm astăzi? Complexă, ca întotdeauna, în căutarea de soluții care sunt greu de rezolvat.
toate zonele societății trag de zona religioasă pentru diverse avantaje, fie politice când sunt campanii electorale, fie pentru liniște și pace socială când nu e o situație de felul acesta. În ciuda a 200-300 de ani de când s-a spus că religia și Dumnezeu și chestiile astea trebuie date deoparte, că sunt ficțiuni și iluzii, opii pentru popor, cum zicea celebru personaj întemeitor de comunism, se vede că nu funcționează viața noastră fără Dumnezeu. Și chiar dacă unii o spun enfatic și cu scopuri electorale, că numai Dumnezeu a făcut să, asta chiar e o realitate. Așa este. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Vă aștept și mâine la aceeași oră să comentăm lumea religioasă. Aici se încheie emisiunea noastră. Eu sunt Beatriz Lospa. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți. Toate bune vă dorim. We'll be right back.